Podul care traversează drumul județean 738 Jugur-Drăghici-Mihăiești peste râul Târgului a fost inaugurat în prezența conducerii administrației locale, a președintelui și vicepreședinților Consiliului Județean Argeș. Podul a fost realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 și este o construcție pe care comunitatea din Mihăiești o aștepta de multă vreme. Foarte importantă pentru Mihăiești, pentru noi mihăiștenii. Așteptăm acest moment de foarte mult timp, de zeci de ani pot să spun. Deși lucrările acestui pod au început în anul 2017, totuși pregătirile pentru acest pod s-au făcut cu mulți ani înainte, dar ca orice lucrare de această anvergură a avut nevoie, bineînțeles, să treacă unele obstacole, unele piedici, însă suntem aici astăzi și ne bucurăm alături de reprezentanții județului. Nu vreau să vă mulțumesc doar pentru prezență, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru că astăzi ați făcut posibilă îndeplinirea unui vis, un vis la care noi mihăiștenii visăm de zeci de ani, așa cum am spus. Vă mulțumim tare mult! Nu este singurul proiect la care Consiliul Județean Argeș a dat curs, pentru că fără ajutorul dânșilor, să știți că acest obiectiv nu se putea îndeplini la Mihăiești. Costurile acestui pod s-au ridicat la o sumă exorbitantă la care Consiliul Local Mihăiești, Primăria Mihăiești, nici nu îndrăznea să viseze. Vreau să vă spun vouă, celor mici, pentru că eu când eram așa ca voi, aici exista un pod de lemn. Un pod al căror blăni erau foarte distanțate și dacă nu erai atent pe unde îți pui pasul, riscai să scapi în râu. Ei bine, voi astăzi sunteți niște fericiți, pentru că uitați-vă pe ce lucrare grandioasă o să pășiți în viața asta, da? Podul are o lungime totală de 43,70 metri și o deschidere de 36,60 metri. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 3.556.627,86 lei. Noul pod de la Mihăiești este al 7-lea proiect finalizat din cele 9 pentru care Consiliul Județean Argeș a accesat fonduri naționale prin PNDL 2. Mă gândeam că la construcția asta, prin voința lui Dumnezeu, pe care au săvârșit-o toți cei implicați de la autorități locale, autorități județene, o lucrare începută undeva în perioada 2016-2020, vechea conducere a Consiliului Județean, împreună cu doamna deputat Simona Bucra Oprescu, din vechea conducere făceam și o parte, e adevărat cu o dreaptă mai jos, am gândit că trebuie să răspundem apelului făcut de domnul primar Matei, omul de care nu mai scăpam la momentul respectiv, cu insistența domniei sale că cetățenii din această zonă merită un pod de o asemenea importanță. Cred eu că obligația noastră a tuturor este să facem cât mai multe lucruri bune. Cred eu că și actuala doamnă primar, nu ca o urmașă a domnului primar, dorește același lucru. De aceea nu cred că ne vom opri aici, că și proiectele pe care dânsa le are în derulare și pe care le va deschide, începând cu PNDL 3, Anghel Saligny, vor fi toate la același nivel. Conducerea Consiliului Județean și primarul Andreea Crâmpiță Matei s-au deplasat și la o lucrare de stabilizare a malului și de refacere a drumului județean din localitatea Drăghici. Aici, carosabilul a fost grav afectat de alunecările de teren generate de faptul că apa a erodat baza terenului. Ne aflăm la o investiție a Consiliului Județean, o investiție realizată din bani din fondul de urgență, o investiție în valoare de 7 milioane de lei, care privește punerea în siguranță a drumului județean. Practic, de vreo 7 ani de zile aici au fost alunecări de teren și acum încercăm să le stabilizăm. Stabilizăm malul și refacerea căii de rurale. Practic, dacă nu se intervenea rapid aici, aveam afectat satul Drăghici, practic s-ar fi rupt în două, cei de acolo din Drăghici Centru rămâneau izolați, iar ceilalți fără nicio posibilitate să iasă din zona Jugur. În curs de implementare se află podul de la Valea Danului,
precum și consolidarea și reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Pitești.